În luna iulie s-au realizat 1139 de împrumuturi, mai puține cu 27 față de luna iunie, dar oricum este o cifră destul de mare, într-o valoare totală de 1.546.326 lei, valoarea maximă a împrumutului fiind, așa după cum am informat de atâtea ori, de 3.500 lei. Valoarea la care s-au împrumutat 23 de pensionari, la 3.042 de pensionari, la 2.525, la 2.064, la 1.524, la 1.147 și 58 la 600 de lei. Așa cum am făcut eu și un procentaj al acestor împrumuturi, se poate observa că 37% din totalul împrumutul s-au realizat la valorile acestea mai mari, iar 63% la valori mai mici de 600 de lei. Asta demonstrând încă o dată, așa cum am punctat eu de fiecare dată, punctând valoarea mică a pensiilor. Statisticile Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea arată o ușoară scădere a numărului de împrumuturi față de aceeași perioadă anului trecut. Valoarea totală a acestora este însă mai mare.